de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește mult. Bună dimineața, oameni buni! Încă o emisiune, cafeaua de dimineață, mesagerul de neam știri din Neamț. Ieri a fost zi plină în administrația centrală, județeană și locală. Au fost ședințe de Consiliul Local la Piatra Neam și la Consiliul Județean. S-au discutat mai multe lucruri, așa în mare ce putem să spunem că observăm că încet, încet se dispar asperitățile între cele două mari partide din România cu privire în zona Neamțului. De exemplu, la Consiliul Județean, președintele Consiliului are un ton mult mai așezat față de liberali, după ce mai conciliant față de liberal, după ce s-a schimbat șeful de grup și nu mai este Florin Hopșa, acum fiind domnul Stavarache. Mai ales că din grup face parte și Daniel Vasiliu, liderul aleșilor locali PNL din județ. Deci, un ton mai altfel, un ton mai plăcut, un ton mai administrativ, ca să spunem așa. În Consiliul Local, mă rog, mai sunt mici șicane, dar am asistat la votul unui proiect, ca să spunem așa, pregătit în laboratorul PSD-ului și votat cu amendament propus de PNL în Consiliu. Este un prim aspect despre care aș vrea să discutăm în această emisiune, și anume un stimulent acordat femeilor care nasc la Piatra Neamț, un stimulent care este în valoare de 1000 de lei la prima naștere și ajunge până la 1500 de lei pentru a treia naștere și mai multe. Promotorul acestui proiect a fost Florentina Moise, liderul consilierilor PSD din Consiliul Local, cu care am intrat acum în direct, eu formând număr în timp ce discutam cu dumneavoastră. Bună dimineața, doamna consilier! Bună dimineața, domnul Bălănescu, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Am văzut ieri în ședința Consiliului Local un moment interesant, când s-a votat un proiect PSD și cu votul celorlalți consilieri locali, ceea ce nu poate să mă facă decât să mă uit cu admirație la momentele acestea de grație în care se uită lupta de partid. Dar, revenind, ați propus acest proiect de hotărâre de Consiliul Local, care acum a trecut de votul consilierilor. Haideți pe scurt, încercați să ne spuneți care au fost motivele pentru care l-ați propus. Alo? Da, eu vă aud, domnul Bălănescu. V-am rugat să ne spuneți pe scurt care sunt argumentele cu care ați venit în fața colegilor. Mulțumesc încă o dată dumneavoastră, pentru că și dumneavoastră, din partea presei, ați urmărit cu interes parcursul acestui proiect. Mă onorează telefonul și intervenția pe care o am la dumneavoastră, dar încă din start vă spun că este incorrect să se spună că este un proiect al Florentinei Moise sau a consilierilor PSD. Este un proiect promovat, dezbătut și bineînțeles a ajuns în formă finală în Consiliul Local în urma nevoilor reieșite după foarte multe discuții cu populația din Piatra Neamț, respectiv eșantion de mame, femei, tinere, femei, și am ajuns la această concluzie. A fost foarte bine fundamentat proiectul pe care l-am depus.
Și în urma statisticilor, bineînțeles, existente, și așa a luat naștere acest proiect. Am înțeles. Bun. Ați avut emoții la vot? Sinceră să fiu, nu am avut emoții la vot, pentru că știam că încă din start, când am ajuns cu proiectul în formă finală, el a fost însoțit de un regulament, lucrurile erau foarte clare, nevoile populației din Piatra Neamț le știm cu toții și era aproape imposibil să se opună sau să primesc un, să primim un vot negativ pe acest proiect, pentru că este o problemă reală în Piatra Neamț. Știm prea bine că menținerea ratei natalității la nivelul municipiului este extrem de scăzută, corelat cu înaintarea în vârstă a populației și cu fenomenul emigrației tinerilor. Structura pe vârstă, pe grupe de vârstă a populației se modifică în sensul reducerii numărului și ponderii tinerilor și a creșterii numărului și ponderii populației vârstnice. Nu este un secret acest lucru, o cunoaștem cu toții și încă din campania electorală, fiecare partid prin platforma prezentată, prin planul de guvernare, a atins aceste subiecte. Eu am datoria morală față de populația din Piatra Neamț pentru toți locuitorii și cei care ne-au votat și cei care nu ne-au votat să ieșim în fața pietrenilor cu proiecte bune pentru populație. Este am înțeles. Că au fost speculații la un moment dat că este un de către opoziție, bineînțeles, opoziția noastră a Partidului Social Democrat, și dar am trecut cu ușurință peste acest aspect. Doamna Florentina, am înțeles, da. Astea sunt lucruri generale, mă rog, se discută oricând. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Am văzut că cei de la Direcția de Asistență Socială și cei de la Direcția Economică au făcut rapoarte negative la proiect. Da, eu am în prima fază, într-una dintre comisii am primit un vot negativ, dar mi-am susținut proiectul în comisia juridică. Am fost acolo pentru mamele din Piatra Neamț și mi-am susținut proiectul cu date reale. Raportul întocmit de DAS este unul nefundamentat din punctul de vedere a comisiei juridice, deoarece s-a făcut referire, pur și simplu este o aberație, la una dintre legi care nu mai este în vigoare și la un proiect de hotărâre care este în dezbatere. Proiectul a fost încadrat corect din punct de vedere juridic și a primit aviz juridic favorabil. De asemenea, raportul de specialitate întocmit de către aparatul de specialitate al primăriei m-a surprins, pentru că au fost nenumărate discuții înainte între mine și cei care lucrează în primărie și care trebuie să dea toate datele necesare unui ales local pentru a-și întocmi un proiect de hotărâre. Într-adevăr, o parte din raportul de specialitate stă în picioare, conținutul raportului de specialitate, dar o bucățică nu stă în picioare. Care stă în picioare și care nu stă în picioare? Deci să nu cadă pe jos, să se rănească cineva. Domnul Bălănescu, vedeți? Deci ce stă în picioare? Stă în picioare faptul că în raportul de specialitate doamna director economic face referire la legea 273 pe 2006. Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată. Deci, practic, ei au recunoscut că nu au bani în buget pentru aceste stimulente financiare, dar eu, văzând ordinea de zi și pentru că a fost o ședință de rectificare bugetară, am venit și cu soluția de unde să luăm acei bani pentru mămici. Astfel încât amendamentul pe care l-am propus la punctul numărul 1, rectificare bugetară, am diminuat sumele de la aparatul propriu al primăriei, adică cheltuielile primăriei, și nu mă refer aici la utilități sau salarizarea oamenilor, ci pur și simplu alte cheltuieli de funcționare,
Și am dus pentru mamicile din Piatra Neamț. Și atunci, raportul de specialitate, practic, articolul invocat de doamna s-a anulat automat cu aprobarea amendamentului meu pe ordinea de zi. Cealaltă referire la care punct la care a făcut referire doamna a fost o chestiune de fond, să-i spunem, o eroare probabil de comunicare între noi sau o neînțelegere, o mică neînțelegere. Nu este obligația consilierului local să încadreze din punct de vedere legal într-un buget o măsură, o intenție, chiar și un proiect de hotărâre. Avea obligația să-mi indice corect exact capitolul bugetar unde se încadra. Eu, în referatul pe care l-am fundamentat și care l-am atașat proiectului de hotărâre, am făcut sugestie la câteva capitole bugetare. Din punctul meu de vedere, toate capitolele bugetare erau corect formulate și corect inițiate, dar din păcate a fost așa o speculație peste care am trecut cu ușurință, astfel încât proiectul a ajuns în fază finală așa cum trebuia și a primit votul tuturor colegilor. Asta înseamnă că a fost un proiect bun și opoziția din Consiliul Local Piatra Neamț se poate mândri cu un proiect care a trecut, iar cei de la putere, că mă refer aici PNL, USR, au înțeles că este un proiect bun și au înțeles într-adevăr care sunt nevoile populației. Ce ne facem dacă proiectul nu va primi aviz de legalitate? Pentru că, din ce am înțeles eu, din ce a spus domnul secretar, ar fi posibil ca proiectul să plece cu un referat negativ din partea secretarului spre prefectură. Eu îmi voi susține în continuare proiectul, este adevărat, se poate întâmpla, a și exprimat-o în ședință publică. De asta v-am secretar, dar până la urmă legea trebuie respectată, este părerea domnului secretar, nu este și părerea noastră a consilierilor locali. Vom vedea. Există Bine. Lege pentru tot și toate. Bine, vă mulțumesc pentru... Eu vă mulțumesc frumos. Sper să nu aveți necazuri la partid, că ați stat de vorbă cu noi. Nu este exclus, se mai întâmplă, știți, la unele partide, nu la PSD. Vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc, la revedere. La acest proiect au fost discuții multe, inclusiv, cum spuneam, în ședință, și mulțumesc celor care ne mai aduc aminte că s-au întâmplat lucrurile astea în cetul emisiunii, inclusiv în ședință, secretarul a dat de înțeles că există posibilitatea să meargă proiectul cu raport negativ din punct de vedere al legalității. De ce? Pentru că în codul administrativ, la un articol, dacă nu mă înșel, 129, dar nu mai știu pe de rost, aliniatul 1 spune că Consiliul Local poate să legifereze lucruri pe zona lui de competență, cu excepția unor hotărâri de Consiliul Local care nu intră în atribuțiunile sale și intră în alte atribuțiuni, de exemplu guvernul. În momentul acesta exista în domeniul acesta cu ajutoare pentru nașteri, a fost abrogată și este un proiect în dezbatere publică. Dar la proiectul respectiv a fost făcut un amendament extrem de interesant, venit din partea PNL-ului, domnul Teodorescu Constantin, apropo de cine poate să ia și cine nu poate să ia acest ajutor pentru mame. Bună dimineața, domnul Teodorescu! Bună dimineața, domnule Bălănescu! Îmi cer scuze de deranj, știu că sunteți la treabă, dar vreau să discutăm un pic despre amendamentul propus. Înainte am discutat cu doamna Moise
despre proiect, inclusiv rapoartele venite dinspre direcțiile de specialitate, inclusiv despre posibilitatea ca proiectul să nu primească aviz de legalitate, dar acum cu dumneavoastră aș dori să discutăm efectiv amendamentul depus. Care au fost rațiunile de a depune acest amendament, care a și trecut? Domnule Bălănescu, în primul rând aș vrea să vă spun că în România zilelor noastre sunt 252 de forme de ajutor social și nu aș fi vrut ca acest proiect să devină un alt ajutor social din partea primăriei de această dată. Pentru aceste motive am agreat un amendament care a fost și de altfel votat inclusiv de inițiatorii proiectului, respectiv faptul că beneficiarul trebuie să facă dovada că a lucrat cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare cererii. Aici am exclus deja din start o parte din ca să spun așa, cei care nu lucrează, dar mă rog, așa stau lucrurile. Bun, haideți să nu ne ascundem. Există o categorie a populației care nu lucrează, au copii foarte mulți, au copii foarte mulți și trăiesc din ajutoare sociale. Deci, oficial trăiesc din ajutoare sociale. Oficial, da. Da. În rest, mai completează ajutoarele astea sociale și cu alte venituri nefiscalizate. Da, și pentru acea categorie de oameni, vă spun sigur că ei nu o să trăiască din 1500 de lei, pentru că ei deja, cu siguranță, vor fi la al treilea copil, dacă nu la al doilea. Iar o altă parte a amendamentului a fost cea legată de domiciliu, care măcar unul dintre cei doi membri ai familiei să-l fi avut în piatra mea tot cu 12 luni anterioare datei nașterii. Acum, să zicem că dacă... Putea să puneți cu 9 luni ca să fie mai... Dacă soția a venit, să zicem, din Banat, normal, că a venit după soții, normal să aibă soțul domiciliu aici. Iar o altă componentă a amendamentului a fost, și asta cred că este cea mai importantă, că prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2021. Pentru că, așa cum a spus doamna Moise în emisiunea dumneavoastră anterior, trebuie să găsiți acești bani. Chiar dacă s-au mutat niște bani de la un capitol la celălalt, nu este chiar simplu din punct de vedere legal. Trebuie găsită o formă și... Ne-am dat această perioadă de răgaz, să zicem, septembrie-octombrie, în care să găsim partea legală, prin care să vedem exact de unde se vor plăti aceste stimulente. Practic, amendamentul a fost formulat pentru a nu deveni un ajutor social și de a lăsa o perioadă de 2 luni în care să găsim de unde să... Am vrut să marcați lucrul acesta pentru că, într-adevăr, poate exista această confuzie între un stimulent pentru naștere și un ajutor social, da, care, da, mă rog... Chiar o să vă trimit o listă cu cele 252 de ajutoare. Vă rog tare mult. Chiar vă rog tare mult. Mulțumesc, da, pentru intervenție. O zi bună, sănătate, numai bine. Deci, cam aici stau lucrurile. Este clar, natalitatea scade, e nevoie de măsuri pentru încurajarea nașterilor, nu ca pe vremea decrețeilor lui Ceaușescu, dar e clar, dacă are cineva curiozitatea să uită pe statisticile pe care, de exemplu, noi le primim lunar de la Institutul, de la Direcția de Statistică Neamț, și pentru asta le și mulțumim, pentru că sunt o mulțime de date acolo care pot fi folosite. Deci, e clar, scade natalitatea, dar probabil că politicile care trebuie duse pentru creșterea natalității țin de cei care conduc la guvern. Asta nu înseamnă că pe plan local nu pot fi adoptate măsuri, dar măsurile astea trebuie să țină cont și de aspectul social, să nu se transforme doar în niște ajutoare sociale. Înainte de a trece la următorul pas în emisiune, vreau să mulțumesc celor care intră pe chat, dar aș vrea domnului Gavril Mihai Romică să-i transmit ceva. Te rog tare mult, domnul Mihai, asemenea mesaje să le pui pe grupul partidului, din respect pentru familia domniei tale, pentru tatăl domniei tale, pentru
mama domniei tale, pe care știți foarte bine că i-am cunoscut, nu vreau să-ți dau eliminare din grup, pentru că nu-i frumos, dar să pui un mesaj de genul acesta ca să încurajeze natalitatea plus serii, au hotărât că trebuie să nască și bărbații, ține la un moment dat și de cultură generală, nu doar de cititul unor cărți sfinte. Asta e, îmi pare rău, nu fac asemenea intervenții de obicei, dar te rog eu frumos, personal. Mergem mai departe, un alt subiect. De data aceasta, ca să fie echilibru, mergem spre Consiliul Județean, unde ieri, v-am spus, a avut loc o ședință mult mai liniștită decât de obicei. Încerc să găsesc un număr de telefon al cuiva care a fost acolo. Da. Și la un moment dat s-a discutat despre mai multe reorganizări, care s-au făcut la instituții subordonate Consiliului Județean. De exemplu, la spital a dispărut un post, care era, cum să spun eu, foarte important, postul de șef serviciu resurse umane. Practic era omul care hotăra în tot ce înseamnă promovarea unor oameni, concursurile, și postul s-a desființat, consilierii au votat din momentul acesta domnul manager Alex Filimon ar putea să înceapă să conducă activitatea la spital, după ce nu mai are nici director economic vechi. O altă modificare a ținut de zona de GASPC-ului, unde s-a modificat practic comitetul director, au fost cooptați doi noi membri, nu cum au înțeles mulți că acolo s-ar înființa două posturi noi. Și a fost o discuție un pic mai animată vis-a-vis de un post de șofer, dar ăsta a fost pretextul discuției de la Carmen Seculare, de modificările din această instituție descentralizată Consiliul Județean. Cel care a făcut amendamente a fost domnul Daniel Vasiliu, pe care îl avem în acest moment în telefon și care cred că deja ne ascultă de un minut și ceva. Bună dimineața, domnul Vasiliu! Bună dimineața, domnul Bălănescu, dumneavoastră și celor care ne privesc. Ați lăsat pentru câteva momente, pentru câteva ore galurile deoparte și ați intrat în discuții privind organigrama de la Carmen Seculare, dar înainte despre asta, nu vi s-a părut și dumneavoastră că tonul a fost mult mai conciliant administrativ al domnului președinte ieri? Da, pot să spun, față de ședința din luna trecută, unde a fost un pic mai aprins. Ba chiar la un moment dat, așa, cu un limbaj mai, de stradă, așa, un pic. Da, deci astăzi a fost mai bine. Haideți să vedem ce anume s-a discutat vis-a-vis de Carmen Seculare. Într-adevăr, am ajuns la punctul cu privire la modificarea unui post și vorbim despre un angajat, un șofer care a ieșit la pensie. La Carmen Seculare erau doi șoferi angajați, a rămas un domn care lucrează pe autocarul instituției. Parcurgând documentele la acest punct, am ajuns la expunerea de motive și, dacă îmi permiteți, vă citez ca să înțeleagă toată lumea de unde a plecat această întrebare. Modificarea postului o cere instituția, care se confruntă, citez, cu dificultăți în activitatea de cercetare, culegere și documentare etnofolclorică, precum și coordonarea și participarea la manifestările culturale ale instituției. Sună bine îmbrăcat, ca și cum ar fi gravă problema, deoarece nu mai avem oameni care să aducă date referitoare la, eu știu, zona de cultură pe etnofolclor și, mă rog, apropo și de manifestările culturale ale instituției. Deci un sprijin pe care domnișoara, ca
Carmen Năstase l-a solicitat în acest sens. Am luat statul de funcții și o citez. La poziția 1 avem manager, la poziția 2 avem contabil, următoarele poziții sunt 3 consultanți artistici, urmează 2 referenți, apoi iar un șef de birou, 6 experți, 6 instrumentiști și 5 dansatori, aici se referă strict la ansamblu, deci 11 persoane, mai urmează încă 5 muncitori calificați în spectacole și concerte. Dintr-un total de 36,5 norme, am precizat că ansamblu are doar 11 persoane angajate și mă refer la ansamblu pentru că, e adevărat, e cel care stă în fața privitorilor, în fața scenei și prestează. Restul activităților din cadrul acestui centru probabil sunt mai mult online. Am înțeles că s-a scos și o revistă pe care am văzut-o întâmplător pentru instituție. Am să întreb cu siguranță și despre acest aspect, care sunt costurile, care este tirajul, adresabilitatea și așa mai departe. Pentru că la urma urmei vorbim despre banii nemțenilor și cred că această pandemie globală, mai ales în anul 2020, ne-a dovedit faptul că trebuie să fim mai atenți, mai drămuiți cu resursele financiare, atât cele personale din familie, dar cu atât mai mult când vine vorba despre banul public. Revin și spun că din cele 36,5 norme, am observat că sunt 25 de specialiști și doar 11 care țin de ansamblu. Și atunci am întrebat, ok, pentru ce mai este nevoie de al 26-lea specialist? Și, domnul președinte, aici trebuie să recunosc că a avut deschiderea, pentru că noi eram în vot și putea să spună, noi vorbim la urmă pe amendamente sau pe, eu știu, alte clarificări, trecem la vot, oricum majoritatea o are liniștit și putea să treacă acest proiect fără să dezbatem. Dar am avut deschiderea în acest sens. Eu am solicitat dacă pot să întreb câteva lucruri despre acest proiect. A venit domnișoara Carmen Năstase la microfon. Ne-a explicat că, într-adevăr, se confruntă cu o situație mai delicată. Așa cum spuneam, îi trebuie neapărat încă un specialist pentru a culege date despre etnofolclor și alte probleme pe care instituția le are. Cam asta a fost... Bun, și am înțeles, deci, care va fi rezolvarea? Adică am înțeles că vă veți întâlni. Când vă veți întâlni? Da, ieri domnul președinte a propus să facem o comisie astăzi, la ora 10, voi merge la Consiliul Județean, împreună cu alți colegi și consilieri județeni. Și nu am vrut să intrăm foarte mult în detalii, pentru că era ieri la ședință. Erau mai multe puncte pe ordinea de zi și am spus, ok, hai să o dezbatem, s-a retras practic proiectul de pe ordinea de zi, urmând probabil să ajungem la o concluzie, dar am ținut să menționez totuși că în calculul pe care domnișoara Năstase l-a prezentat, spunea că va fi un impact bugetar doar de 1042 de lei pentru acest post trecut din șofer în referent. Din punctul meu de vedere, eu văd lucrurile altfel. Dacă nu angajăm încă un referent, acel post rămâne, într-adevăr, în organigramă neocupat, ceea ce înseamnă că, la un simplu calcul de bun simț, persoana care a fost angajată ca șofer, cred că ajunge undeva în jur de 3.500 de lei cu tot cu dări la stat, ori 12 luni înseamnă 40.000 de ron pe an, plus 1.042 de ron ori 12 luni, cât era creșterea, dacă se angaja, mai însemnau încă 12.000 de ron pe an. Un total de 52.000 de ron pe an, aproape jumătate de miliarde lei vechi. Am putea totuși să facem o economie la buget sau să redirecționăm acești bani către alte lucruri ce țin de buna desfășurare a acestui centru. Acesta este punctul meu de vedere. Eu poate văd lucrurile dintr-un unghi. Bun, am înțeles. Deci, nu, e corect. Eu aș zice că poate în loc să angajăm un șofer și un referent, poate angajăm doi dansatori cu jumătate de normă sau un instrumentist. Corect. E corect ce spuneți dumneavoastră. De aceea am vrut să avem o discuție, să ne lămurim. Din păcate, ultimele ședințe le-am făcut și asta este adevărat, din anul 2020, din pandemie,
n-am mai făcut de mult o ședință, ba da, recunosc, cred că undeva în luna aprilie, dacă nu mă știu, a fost nevoie de vot la persoană și atunci am mers la... Ca să vezi cum în Consiliul Județean nu e nevoie de vot la persoană decât o dată pe an. Da, da, așa spune legea, așa am făcut. Am înțeles. Sincer, mi-a plăcut să particip mai des la ședințe fizice, pentru că să știți și din experiența unui mandat pe care l-am avut în trecut, ne întâlneam cu o zi înainte, poate în comisie, dezbăteam fiecare punct, puneam întrebări personalului în cadrul unei instituții la care se referea punctul pe ordinea de zi sau ne lămuream cu specialiștii din Consiliul Județean, astfel încât atunci când ajungeam în ședința de plen, lucrurile erau 90% lămurite și mai erau întrebări doar care probabil vizau. După ce vă întâlniți cu doamna director de la Carmen Seculare, manager de la Carmen Seculare, poate împreună într-o emisiune veniți și dezbatem, că nu se mai dezbate nimic în județul ăsta. De aceea am și făcut emisiunea și am discutat despre proiectul de la Consiliul Local cu inițiatorul și cu cel care a depus amendamentul. Acum discutăm cu dumneavoastră și o să încercăm să vedem dacă o sunăm și pe doamna Carmen Năstasă. Nu vrem să facem rău nimănui care este în zona respectivă, ca să aflăm și punctul domniei sale de vedere. Dar aș vrea o emisiune față în față în care să discute cu calm pe argumente, pe sume, pe cifre și pe activitate. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, întotdeauna dezbaterea purtată cu argumente pertinente, corecte, a dus la progres și a dus la lămurirea unor chestiuni care, atunci când ai 486 de foi în față, exact, nu poți să discuți. E clar, fără discuție, așa este. Să citești și poate eu o văd dintr-un unghi, exact. Pentru că, repet, mă întorc, cred că cum putea, domnul Vasiliu, cum putea să știe un consilier local ce se ascunde în modificarea de state de personal de la spital, de exemplu? Că nu exista acolo decât doar în raportul de, nu, cred că în raport, nu în raport de specialitate, în cel de aprobare al, așa, al președintelui, undeva erau două rânduri cu privire la desfințarea acelui post. E greu și când ai și un buget care se modifică, e foarte greu. Vă mulțumesc tare mult. Cu drag. Vreau să vă mai spun atât. Vă rog. Plângem cu toții că banii nu ne ajung de multe ori sau nu ajung, tu vorbesc aici de banii publici, nu ajung în domenii cheie, să fie investiți în lucruri care ne dor, că vedem zi de zi, suntem cetățenii acestui oraș, acestui județ, și sigur că tot timpul sunt lucruri de reparat. De la acest aspect a pornit ideea mea, nu am nimic personal cu nimeni. Că nu, dar este foarte bine că se discută. Jumătate de miliard se duce pe un post unde la simpla citire a statului de funcție vezi că mai sunt încă 25 de specialiști, cred că trebuie măcar de bun simț o lămurire să ne spună exact dacă arde acel post, într-adevăr, și trebuie să cheltuim acel jumătate de miliard, sau dacă nu, nu cred că se plânge nimeni și nu se va supăra nimeni dacă execuția bugetară aprobată pentru această instituție nu va fi de 100%. Orice ban drămuit și cheltuit cu atenție, cred că poate să aducă plus valoare. Mai ales că în pandemie, dar și iată în acest an și ne confruntăm probabil după ce se aude și în presă cu următorul val, cu valul 4, hai să fim serioși că nu am avut atâtea manifestări culturale, mai ales cu publicul, încât să ne trebuiască o armată de oameni în spate. Știți ce îmi doresc eu, domnul Vasiliu, și cu asta încheiem? Îmi doresc să stați la masă cu domnul Ionel Arsene, împreună cu domnul Stavarache și domnul Arsene, cu cine mai are pe acolo prin Consiliu, și să luați toate organigramele, de la Drupo începând până la DGASPC, trecând prin Carmen Seculare și alte societăți și instituții subordonate, muzeu, să stați cu organigramele în mână, cu nume în față, nu cu funcții, și să spuneți, aici avem o rudă locutare. N-ar fi cazul să se retragă. Aici avem pe fata locutare. N-ar fi cazul să se retragă. Aici este un fost care a fost și pus acolo că stă degeaba. Și atunci am putea vedea și face un calcul care să plece de la un șofer de la DGASPC
și să ajungă la niște personaje mult mai interesante și nu la jumătate de miliard lei vechi, ci la câteva, nu zeci, sute de miliarde de lei vechi. Aruncați! Și asta ar fi, cred că, pasul următor pe care ar trebui să-l facă niște oameni responsabili în județul acesta. De acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult. Eu vă mulțumesc, emisiunea plăcută. Mulțumesc. Toate cele bune. Foarte interesantă această discuție, pentru că poate să constituie un început. Eu apreciez și deschiderea pe care a dat, de care a dat dovadă Ionel Arsene, spunând, domne, da, retragem proiectul, am majoritate, dar îl retrag. Apreciez și modul în care s-a pus problema, să vedem acum dacă reușim să o găsim și pe doamna director de la Carmen Seculare pentru câteva minute, pentru că mai avem un subiect pe care vreau să-l discutăm în această dimineață. Sper să răspundă doamna. Bună dimineața! Bună dimineața, scuze de deranj, suntem în emisiunea Cafeaua de dimineață. Am avut o emisiune lungă cu discuții de pe proiecte de la Consiliul Local și pe proiectul retras de la Consiliul Județean, apropo de organigrama de la Carmen Seculare. Înainte a fost domnul Vasiliu, care și-a expus argumentele domniei sale. O parte dintre ele le știți probabil și dumneavoastră. Care este punctul de vedere al managerului de la Carmen Seculare în privința aceasta? Bună dimineața! Punctul meu de vedere este că cred că trebuia discutat într-o comisie, dacă aveau nelămuriri, să mă cheme, pentru că am fost tot timpul deschisă explicațiilor și discuțiilor libere. Noi avem un post vacantat în urma pensionării unui șofer, aveam două posturi de șofer și consider că centrul nostru are nevoie de specialiști și doream transformarea postului de șofer într-unul de specialist pe cercetare, unde suntem deficitari. Din câte am înțeles ieri de la domnul Vasiliu, se gândea că bine aș fi fost să, din punctul lui de vedere, să postul să fie transformat, ar fi înțeles, așa a spus, dacă mergea pe ansamblu, dar cred că dacă aduc la ansamblu un dansator, nu este un plus. Nu, trebuie o pereche, cel puțin. Da, da, nu este un plus. După cum știți, suntem deficitari și la ansamblu, unde avem 5 instrumentiști angajați și avem, în sfârșit, 3 perechi de dansatori, ceea ce este foarte puțin. Un dansator în plus nu aduce nimic, vreo plus valoare la calitatea ansamblului. Mergem în continuare pe colaboratori. Având în vedere că a fost perioada pandemică, da, și ne-am ocupat foarte mult pe partea de cercetare, ne-am dat seama că suntem, știam de foarte mult timp, dar acum ne-am confruntat că suntem foarte puțini specialiști și ca să ajungem în 80 de comune e un pic cam greu cu 3-4 specialiști. Au fost angrenați inclusiv cei de la ansamblu în perioada pandemiei, că am fost întrebată ce am făcut în timpul pandemiei. Adică eu am înțeles că li s-a părut că am stat degeaba. Centrul pentru Cultură și Artă, colegii mei, din a doua zi, din a doua săptămână de pandemie, au avut activitate. Ne-am pus la masă, am făcut o platformă video pe Facebook, i-am trimis în teritoriu pentru cercetare, iar inclusiv noi, muncitorii, până și instrumentiștii, am încercat să facem reparații curente în instituție. Am înțeles. Am înțeles. Deci vă veți întâlni cu domnii consilieri care doresc? Evident. Astăzi am pregătit raportul de activitate 2018-2020. 2020 este scos separat cu toate activitățile pe care le-am avut și voi avea și explicații legate de necesitatea
transformării unui post de șofer într-un post de specialist. Eu aș folosi discuția asta ca să aduc în fața consilierilor problemele importante, adică, domne, vrem ansamblu, la ansamblu ne trebuie măcar 6 perechi, da. Nu? Măcar 6 perechi și dacă vrem să sune bine mai trebuie încă cel puțin 4-5 instrumentiști. Da, dacă se poate, violoniști. Da, și ne trebuie scule bune. În Consiliu de Administrație, bineînțeles, am trimis către Consiliul Județean. Este legislația de anume fel în care nu se pot suplimenta posturile la noi, la cât ne-ar trebui, de asta mergem foarte mult pe colaboratori, ne descurcăm. Nu am ajuns la calitatea pe care mi-aș dori-o, dar dacă noi dorim să ne comparăm cu jurii Sibiului sau cu Bucovina, e activitatea într-adevăr. Eu îmi doresc să ne comparăm, dar să ne comparăm în bine, asta îmi doresc. În bine. Da, dar da. Noi dacă vrem să ajungem, chiar vorbeam cu domnul Sorin Filip și îl admiram tot timpul, pentru că are un centru cu 178 de persoane, da, specialiști, da, pe ansamblu, specialiști în cercetare, adică e foarte greu. Bun, dar da, acolo este o viziune, nu vă supărați, acolo este o viziune la nivel județean, care nu ține nici de ambiții de nimănui, nici de dorințe. Acolo chiar se dorește să facă cercetare, se acordă atenție trecutului cu mare, mare atenție și cu bani. Nu sunt dispute pe orgolii și nu sunt nici alte asemenea lucruri. Cum se întâmplă pe la noi de mult timp. Am rămas uimită, pentru că v-am zis, eu sunt foarte deschisă dialogului. Pentru mine n-a contat culoarea politică vreodată, cine m-a luat la întrebări. Sperăm. Spre binele comunității. Deci eu sper, doamna director, să nu, cum i-am spus și doamnei Florentina Moise, să nu aveți probleme că ați stat de vorbă cu noi, având în vedere instituția pe care o conduceți. Dar chiar cred că ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră trebuie să știe că noi încercăm ca și Centrul pentru Cultură și Arte, da, să ajungem în cât mai multe locuri în județul Neam și chiar nu am vreun partipris legat cum am înțeles, da. Poate am înțeles foarte greșit eu ieri și îmi cer scuze. Dar centrul acesta este în slujba cetățenilor județului Neam și poate chiar național, pentru că ce facem aici, noi colaborăm și cu cei de la Centrul Național de Promovare și Conservarea Tradițiilor. Adică, da. Poate pentru unii este neimportant, dar având în vedere vremurile, da, și vremea, trebuie să înțelegem că partea asta de identitate națională chiar trebuie conservată și promovată către tineri. De acord cu dumneavoastră, aștept să ne vedem într-o emisiune împreună cu domnul Vasiliu să dezbatem toate aceste probleme. Vă mulțumesc pentru amabilitate. Vă dorim o zi bună. O zi bună, la. Deci, cam astea sunt problemele. Așa, cam așa ar trebui discutate, cu argumente față în față, lăsând la o parte tot felul de interese politice. În timp ce discutam, a sunat primarul Andrei Carabelea, pentru că îl sunasem înainte de emisiune, n-a răspuns, era ideea să discutăm pe un subiect în această emisiune, dar până atunci încerc să vedem că am fost bucuroși să vedem dimineață că pe o bretea a drumului de pe strada Bistriței s-a turnat asfalt. S-a întâmplat. Da. Bună ziua, domnul Vasile Blaga, da, de la Publiser. Bună dimineața! Suntem în emisiunea Cafeaua de dimineață și am înțeles de la Publiser că putem discuta 2 minute despre ce se întâmplă pe strada Bistriței. Am văzut că există o bretea, cum se-i spune, o parte asfaltată dinspre supermarket spre ieșirea spre Bicaz. Da. Deci, când ați asfaltat? Ieri.
Ieri am asfaltat, luni prognoza meteo nu era favorabilă, ieri s-a schimbat și am decis să intervenim pe urgență. Astăzi prognoza cum este? Ne uităm afară și mai picură, mai nu? Astăzi este un umed. Nu vrem să riscăm, vrem să lucrăm în condiții optime. Bun, spuneți-mi un pic, mai urmează și un alt strat. Care e tehnologia pe care o folosiți acum? Pe strada respectivă se va curăța manual și mecanic, amorsăm, plombăm zonele care sunt cu diferențe mari, așteptăm un strat de geocompozit pentru antifisură și o creștere a capacității portante, un strat de binder, grosime medie de 6 cm și un strat de uzură de 4 cm. Deci mai aveți treabă de astăzi, deci sigur nu veți asfalta nimic. Astăzi sigur nu. Și dacă sunt precipitații și la noapte, nici mâine. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru... Dorim să fie stratul suport uscat. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru intervenție. Vă dorim spor la treabă și să nu plouă. Vă mulțumim și noi. La revedere. Am fost nevoit să stăm de vorbă cu domnul Blaga, care lucrează acolo, întrucât conducerea Publiservului este în acest moment, directorul Publiservului este în concediu legal de odihnă. Să vedem dacă putem să luăm legătura și cu domnul Carabelea un minut în emisiune. Dacă nu... Bună dimineața, domnul primar. Noi suntem cu cafeaua în față în emisiune. Dacă tot ne-a sunat când eram în emisiune, vă ținem și noi 3 minute de vorbă. În primul rând, aș vrea să-mi confirmați dacă vineri ne vedem la emisiune. Cu siguranță ne vedem la emisiune vineri, așa cum v-am promis. Așa. 2. Am încercat un dialog cu Publiserv. Am reușit să discutăm cu un domn de la Publiserv, care au început să toarne asfalt, mă rog, pe obretea, pe strada Bistriței. Astăzi nu vor turna, că e ud, am înțeles. Da, sunt chiar aici, pe Bistriței. Sunteți pe Bistriței? Da. Îmi pare rău că nu v-am dat un link ca să ne dați imagini de acolo. Nu, dar noi avem imagine, am făcut de acolo, dar eram curios câți oameni lucrează acum și dacă se termină de pus bordurile, măcar. Se lucrează la borduri intens, sunt cred că vreo 20 de oameni. Domnul primar, în sinteză, ședința de Consiliu Local de ieri, care au fost din punctul dumneavoastră cele mai importante proiecte discutate? De departe, cel mai important a fost cel cu rectificarea bugetară, care ne permite să avem continuitate pe unele proiecte și să demarăm unele noi. La continuitate mă refer în primul rând, de exemplu, la școala și grădinița din Speranța, proiecte începute de mai bine de 10 ani în urmă și care anul acesta ne-am propus să le finalizăm. Și pentru a le finaliza trebuie să asigurăm și bani pentru branșamente, apă, am înțeles, electricitate, pentru stații de pompare, să asigurăm presiunea necesară în hidrant și așa mai departe. Proiecte noi, precum amenajarea pei pietonale la Punta de la Strand și proiectarea unei punți noi, pentru că Punta de la Strand, așa cum am spus, va intra în reparație capitală. Am înțeles. Sunt multe proiecte de investiții, inclusiv creșterea creditelor bugetare pentru proiecte aflate în execuție cu finanțare nerambursabilă, cu finanțare europeană, unde am luat măsura încă din luna iunie a utilizării mecanismului cererii de rambursare și nu de plată, pentru a sprijini cumva și a grăbi lucrurile. Da, a grăbi lucrurile. Să se miște mai repede și să nu, domnul primar, aibă pauze. Domnul primar, eu nu știu, poate e și o temă pentru emisiunile viitoare. Am văzut că aveți un proiect prin care se stabilește prețul final la niște reabilitări de străzi. Da. Schitului, Izvoraș și nu știu care. Am avut curiozitatea să mă uit pe documente
Și am văzut că el a fost scos la licitație, mă rog, procedura de achiziție, cu o sumă. Acum suma este mai mică cu aproape 1 milion de lei. Adică o sumă importantă. Poate greșesc eu exact la cifre, dar oricum suma este importantă. Deci a fost achiziționat cu o sumă mult mai mică. Pentru mine, ca nespecialist, stau și mă întreb, cum poate să existe această diferență atât de mare între ce scoate primăria și ce rezultă în urma unei achiziții publice? Pare să vă uitați de curiozitate, pentru că ca nespecialist mi se pare important să înțelegem de ce se scoate cu o anumită sumă, se achiziționează cu o sumă mult mai mică în condițiile în care prețurile tot cresc. Și să sperăm, eu sper... Nu aș vedea neapărat o problemă atunci când... Când e în jos. ...reușim să realizăm economii. Mai ales în contextul de față cu o creștere semnificativă asta zic. A prețurilor la materiale de construcție, într-adevăr, pare cumva surprinzătoare situația, dar pe mine... O veste de genul acesta, că reușim să facem economii și... Nu, deci e bine, e de bine. ...la un preț mai mic, în general mă bucură. Este de bine, problema este să se respecte proiectul clar. Și să existe materiale de bună calitate acolo, adică, nu știu, să dar nu... Nu cred că e cineva care se gândește că facem rabat la calitate. Nu știu cine lucrează, nu știu cine a scos. Zgârcim la bani. Da. Dar acea lucrare să aibă toată garanția și să fie la cele mai înalte standarde. Noi am filmat străzile respective așa cum sunt ele acum și o să încercăm să filmăm și pe timpul lucrărilor. Cam luat legătura cu niște cetățeni din zonă să ne spună când sunt faze ale lucrărilor, să le filmăm și să le filmăm și la final când se taie panglica, dacă se va tăia vreo panglică pe acolo. Nu mi-am propus să tai vreo panglică în acest mandat. Obiectivul este să avem cât mai multe investiții realizate și mai am înțeles. Ați văzut, nici la locul de joacă, nici la scările rulante, la nicio investiție finalizată nu am tăiat panglica, pentru bine, la scările rulante, sincer, n-aș fi tăiat nicio panglica, că e alături un WC-ul, e un WC-ul. Știți, alături este un WC-ul și să nu se confunde investiția, știți? Vă mulțumesc pentru intervenție și ne vedem vineri. Numai bine. Și vă rugăm să nu ne uitați cu cabinetele medicale, pentru că asta va fi o temă de discuție vineri. Aseară, într-adevăr, am primit o inventariere a dotărilor din cabinetele școlare. O discutăm, dacă doriți, vineri dimineață. Cu mare drag, numai bine, la revedere! Vă salut, numai bine! Aceasta a fost emisiunea de astăzi, în care încercăm să reluăm dezbaterea pe anumite probleme. S-a uitat că dezbaterea este mama marilor succese și în administrația publică și așteptăm cu nerăbdare să vedem într-o emisiune reprezentanții partidelor că discută între ei așa cum o fac în emisiuni plătite la București. Noi nu le luăm bani, îi așteptăm cu drag să discute pentru binele județului. Vă dorim cele bune, numai bine și mulțumim tuturor celor care au intervenții pe chat.